Pe canapea. Mi s-a uitat asta mică. S-a uitat peste umăr la Vanotec. A fost bine? Nu știu, cred că da, nu? Cred că a ieșit bine. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Cum v-ați găsit? Eu mi-am dorit foarte mult să lucrez cu el, pentru că îl admir. Cred că este un producător foarte talentat și acesta este rezultatul. I-ai scris pe Facebook până l-ai zăpăcit, nu? L-am contactat, da, și bravo. Ne-am întâlnit la studio și... Ai dat o probă? Ai cântat? Ai lălăit ceva? Nu mai trebuia probă. Nu mai trebuia probă. A, știați, din lumea muzicală. Exact. Am înțeles. Cum faci când ești, îți spun din experiența mea, cum faci când ești asaltat de voci feminine și trebuie să alegi? Mă bucur. Așa și eu. trebuie să le potrivești cu piesa, însă nu e super simplu. În general aud, știi? Da. Adică aud o voce, îmi dau seama ce ar trebui sau în ce direcție să merg cu ea. Da, tu ești vechi în meseria asta. Nu ți se pare că tot mai multe fete vor să fie celebre și să cânte? Mă bucură chestia asta și îmi pare foarte bine că și la noi au apărut voci care cântă ca afară. Adică copiii care nu au prins perioada comuniste, care au crescut cu altfel de muzică, nu cu muzică rusească. Și au început direct cu un accent curat. Ai văzut ce accent curat exista acum, da, în engleză? Și timbru, interesant. Am înțeles. Asta, evoluție. Într-o zi vreau să vă chem pe toți ăștia care faceți muzică la studio, să vedem fiecare cu ce față refuză câte o voce proastă. Că trebuie să... Facem, da. Aveți, nu? Da, da. Abia aștept să facem testul ăsta. Eneli, câți ani ai? 21. 21, la început de drum. Unde te vezi peste 5 ani? Nu știu, educatoare, bucătăreasă? Cântăreață și... Îți zic eu, în vacanță. Într-o vacanță, că vei obosi. Nu cred, sunt foarte, foarte muncitoare. Nu știu dacă o să am vacanțe prea am multe. Înțeles. Second option ai? Adică nu dacă nu ți iese cântatul? Nu, o să bine. Ai putea fi și o bună asistentă medicală? Nu. Preoteasă? Sinceră să fiu, nu am un plan B. Asta vreau să fac și sunt convinsă că asta voi face toată viața. Nu ai un plan B. Asta este foarte bine. Vanotec și Eneli, piesa asta se găsește deja pe internet. Pagina lui Vanotec este cunoscută. Ne vedem online. Luăm scurtă pauză după pauză. DJ Project într-o formulă pe care ați mai văzut-o acum reîmbinați. Nu că ar fi fost vreodată dezbinați sau certați, dar știți cum e viața. Băieții sunt pregătiți. Pe Giulia o așteptăm.